Căutăm cazare pentru prima dată în Taiwan. Păi nu sunt, singura mea problemă e că nu sunt case, nu știu unde să bat sau cu cine să vorbesc. Ai Duda. Ai ce templu, iubire? În ce parte vreți să o luăm? Ne întoarcem? Hai, pune-o mai în față puțin să ne uite și apoi ne întoarcem. Aici nu prea văd case. Dar buțe... Ce facem, tată? Bă, nu știu, dar spune pe ce stradă suntem. Ca să spun cine ești. Dacă ne-a fost greu în Filipine, că ne-a fost destul de greu, da. Nici nu vreau să mă gândesc ce o să se întâmple în prima seară în Taiwan. Îți place asta cu mozaic? Cu gresie așa pe casă? Da. N-aveau case, erau foarte multe magazine, foarte multe restaurante și multe apartamente. În primul rând că nu găseam, nu aveam cum sunăm la oamenii din apartamente. Nu aveau interfon. Da. Apartamentele erau undeva sus, probabil oamenii erau în casă, nimeni nu era pe stradă. Nu știu ce să zic. Hai să încep, merge pe acolo pe străduțe, că aici sunt locuri cu instituții, nu știu. Ce fac oamenii ăștia? Stau în casă, nu ies pe niciunde, nu vedeam pe nimeni afară. Mai ai contactul ăla cu oamenii care stau pe prispă și poți vorbi cu ei. Se aude televizor înăuntru. A început să vorbească cu noi chineză. We are looking for a place to sleep for the two of us. It's a competition and every day we have to find a place to sleep. Just for one night. You have Google Translate? You have translation? Lumea începe și vorbește cu tine, dar nu se oprește, cât și întreb English, nu zice, bă, nu știu să vorbesc engleză, time off, that's it. O pucan, dar Google Translate? Și nu era așa, aha, nu bine, dai pace. Doamna? Toată lumea, nu știu, dacă ne ceartă sau dacă ne ajută. To sleep? Unde ești tu, Filipine, cu oamenii tăi care vorbesc engleză și care ne înțeleg tot timpul, chiar și la cuca măcăi? Do you have a translation? Google Translate? Google. Oh. Give me. Nu înțeleg nimic. Nu știu ce înseamnă sleep, măcar. Home, bed, nimic. Adică food, asta... phone, adică doar din semne se prinde, e așa ce le zicem. Asta e cel mai nasol lucru. Uite. Mamă, este îngrozitor așa. You have sleep? A place for one night, just for two? Sa. Can you help us? Da. Da, va fi drăguț. Ok. No? No. Yes? Yes. Și cum facem? No. Da. No. Maybe. Hai pe strada aia acum. Thank you. Ok. O să dormim pe strada. Și bineînțeles, ne continuăm mersul la pas. Yes. No? Maybe? Maybe. Râdem, dar dormim pe străzi. Ha? Dar măcar sunt curate, băi. Nu, dar ai văzut că a făcut. Do you help us? Pas? No. But we have nowhere to sleep. Adică nu au pentru noi. Ok. Thank you. It's okay. Thank you so much. Bye. Cred că oamenii de aici refuză cu desăvârșire să vorbească, să învețe limba engleză. Hello, ma'am. Hello. We are with a TV show. Nu vreau să vorbească. Nu, eu cred că ei refuză și e o mândrie să nu vorbești engleză sau să vorbești doar chineză, nu știu. No, English. Yeah, I know. Dacă știam că
va fi atât de greu, stăteam mai mult pe Dragonul Roșu, mai învățam și eu niște chineză, habar n-am, vindeam niște papuci, niște ciorapi, făceam eu ceva pe acolo, că uite, acum îmi folosea. No money, man, nu știu, no money, one night. Păi mâine sunt drac, mă, păi eu peste noapte am vorbit cu Bonte, luăm toate prospectele de la cutii de medicamente și nu știu ce, ce mai avem noi chinezesc prin... Alicii, da, chinezesc. Tot citesc, toată noaptea stau, uite așa, pun burta pe litere chinezești. Deci nici nu... Eu mâine, eu nu știu dacă ăștia se pot ține după mine câte informații vreau eu să cer de la ei. Ah, your son speak English? Yeah. Can you call him? It's at home? Yes. Hai, ce drăguțe. Grătarul unde făceai grătar la poartă, exact cum se făcea și în Filipine, ăla era, vai, mama lui, ruginit și jegos. Iar ăsta de aici era curat, spuneai că abia l-a scos omul din cutie. Aici era de 100 de ori mai curat. Hello, do you speak English? Yeah, a little. A little, it's perfect. We are from a TV show. Okay. Reality show, look the camera. Hi. I'm a celebrity from Romania, I'm a singer. Am vorbit cu el, am explicat despre ce e vorba, i-a tradus lui taică s-o a înțeles și el că avem nevoie de mâncare, că suntem leșinați de foame și că avem nevoie de un spațiu unde să dormim. Today is the first day in Taiwan. N-au putut să ne ajute cu cazare. În schimb ne-au ajutat cu mâncare. Ne-au dat frigărui de pui și niște plăcințele, păreau pâinici. Arătau ca o felie de vânătă, cam de dimensiunea aia. Și avea un gust de pește. Era ceva cu pește. Era un semi preparat de-al lor. Hello. Do you speak English? Yes. Oh my god, you're the first one who speaks English. Pentru noi e o premieră să găsim pe cineva care vorbește engleză sau care măcar ne răspunde la întrebarea asta. Yeah, we are doing a TV show. Ei erau puțin timizi când au văzut camera și au văzut de astea și au zis: "Mamă, engleza noastră nu este foarte bună." Noi am zis: "Este mult prea bună față de ce am găsit noi până acum aici." And right now we need to find a place to sleep for tonight because the night came, so we are looking for a place to sleep, just the two of us. Și după au început să dea tot felul de telefoane ca să ne găsească un loc de dormit. Ei l-au și chemat pe primarul localității, care e unchiul fetei. We can sleep here. Like sleep on the floor. Oh my god, thank you. Can we have dinner with you? Oh my god, thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Inițial ne-au zis că o să dormiți pe jos aici în camera asta, dar după aia s-au răzgândit și au zis: "Haideți că vă ducem noi în spate unde avem ca un fel de pat, dar nu e patul ăsta pe care suntem obișnuiți, e un divan." Cam așa arată un divan. Da. Da, nu e așternut sau ceva de genul ăsta, dar măcar sunt două saltele, nu suntem pe podea. Cred că așa ne facem, nu? Că acolo e TV-ul. Da, unde aveți televizor? Nu știu dacă e conectat la ceva, da. We don't have phones, we don't have food. Okay. This is, no? Bine. You don't speak English. We need a place to sleep one night for us two. No? Okay. Where can we find the place? Sorry. You don't vorbește engleză. Bine, pa. Clătite ară astea. Wow, clătite, doamne! Erau foarte multe laboratoare de cu patiserie, cu clătite. Străduța respectivă se potrivea mănușă cu foamea pe care noi aveam în momentul respectiv. Ada, hai să gustăm, vină cu Ada. Stai, bine. Hai să vă să gustăm și noi. Hello, what is this? It is banana egg roll. You also have banana chocolate. Wow. Și ne-am zis, Ada, hai să încercăm și noi. Hai să încercăm. Thank you. Și ne-am dus și am băgat, ca ne simțit, vreo 3-4 bucăți de acolo. După care cum am venit două doamne după noi cu casolete cu niște rolls-uri din la fel, banane. Să gustăm și de la ea. Foarte bune. Un fel de clătite, roluite, nu știu neva, erau alea, dar erau foarte bune. Thank you. Îmi pare rău că au plecat ristei, chiar vreau să văd cum să te descurci aici. Să descurcau că sunt dați. După părerea mea, cred că am bântuit prin vreo 11 case, o treabă de genul ăsta, 12. Ia, aici că e cu... Ia uite-mă, un nene cu barbă ăla, hai la el. Joe English. Ah, very good, hai la Joe English. Hai mai frâng. Un domn așa cu barbă foarte lungă, așa. Zici că era pusă. Da, ba, dar ciudat așa. Mama, dar ce fericiți am fost când l-am văzut.
Și gata, l-am prins pe Dumnezeu de picioare. We are from Romania. We are in the TV show. It's a reality show, you know. I-am explicat noi frumos acolo ce vrem, ce e cu noi. We need some help. What do you think? Can you help us? I gotta work right now, but I don't know. Speak with somebody, with the neighbor, with somebody here in Chinese who can help us for one night. We are very tired. Păi zice, mergeți la templu, în parc acolo. N-aveți și voi cord, n-aveți dalea, zice. Bă, avem, dar am vrea să dormim mai bine. Da. Mamă, ce barbă avea, am crezut că e de aia de moș, deși a pus-o... Ai văzut cum era? Fake, așa, ce ai pus-o fake? Bă, nici englezii sau ce-o fi fost ăsta, nici ăsta, nici ce să mai ce-o fost odată. Hai să întrebăm aici, hai. La un dat am ajuns într-o zonă în care era un restaurant la parte, niște oameni care mâncau și am zis, hai să-i abordăm. Băi, oamenii ăștia e destul de zâmbăreți și se pare că unul dintre ei știe engleză. Nu știu cum am ajuns nici aici. Stai că aduce traducere. E serios. Vai, cine o venit? Doamne, ce drăguță e. Și am început să comunicam, zic, Doamne, de unde ai apărut, ce bine că ești. Pe genul cum eram în Filipine, cu ce pot să vă ajut? Okay. Yeah, thank you. Și până la urmă ne-au zis că e ok. Tot timpul când ne zic ok, suntem surprise. Yeah. Încă după o lună suntem surprise, nu știu de ce. De sentimentul ăla că sigur e bine, chiar e bine. Wow, super, dormim. Thank you so much. Avem cântar. Avem cântar? Asta e proba. O să fie proba cântarului. We can stay here? Casele oamenilor de aici sunt foarte dubioase. Au living-ul la parter. Asta e living-ul și sus de dormit. Da, dar tu vezi că toți au living cu birou. Da, da, da. Nu. Oare aici muncesc? Poți. Uite câte dosare am. Așa, acolo e bucătăria? Probabil. Am dat de o bătrânică care o vrut să ne ajute. Poliția. Am chemat poliția, bă, și lăsați vezi acum. Stai să mai am și mâncare până mă bag la prânaie. Eu când am văzut că a venit poliția, zic... Gata, bă, filme. Suntem în filme. Hello, I'm Stefan. Okay. I'm Stefan. Okay. Hello. Eram liniștit. Când a venit poliția, m-am calmat. So, you want to... We are looking for a place to sleep. Where sleeps? We don't have money. For this hotels, is a TV show. No money. No money, no phones. And no food. Cât am așteptat noi să primim răspuns, eu mă gândeam, zic, bă, să vezi că o să dormim într-o secție de poliție și îmi doream foarte mult să dormim într-o celulă. Pentru că aveau pat. Can we sleep in at the police station? Police station? Yes. Maybe not. Domnii polițiști ne-au găsit cazare la un templu. Am fost. Vorbit cu șeful templului și au zis că v-am găsit o cameră acolo. Thank you, ma'am. Thank you so much. God bless you. God, Buddha sau cine? We have a problem, a big problem. We are from Europe. Okay. From Romania. Oh. It's a TV show. Bă, am dat de doamna, am început să-i povestim și în lună și în stele, vorbea engleză, doamne, cât de bine. Now, it's another problem. And the people don't speak English. Yeah. That's why everybody said, go to the school, there is a teacher yeah, there. Yeah, they think maybe a teacher can speak English. Yeah, of course, no? Okay. Profesoara s-a înfoiat în mușchi, nu știu ce a făcut. A dat de o prietenă de-a ei care avea un fel de casă de oaspeți. Thank you, thank you. Am scos-o bine în seara asta. Hello, do you speak English? A little bit. Oh, perfect. We are from a TV show, reality show. Ne-am întrebat-o dacă poate să ne ajute și așa mai departe. Ea zice că trebuie să stați să vorbesc cu șeful meu. And we both say, okay, just one night. Și ne eram, la modul. Ce? Cum adică e ok? Adică... A, da, că am vorbit cu soțul meu și eram, păi stai, soțul tău sau șeful tău? Nu înțelegeam. Da, cu virgulă. Care e faza? You have, at the night sleep, you can take a... Start the... Yeah. Yes, okay. Wow, this place is amazing. Looks amazing. Finalii au făcut toată gașca aici de familie. Mătușă, unchi, nepoată, primarul, soț, primar. Și au zis, haide să mergem la restaurant, la o altă mătușă. Să vă dăm noi să mâncați cu adevărat mâncare taiwaneză. And the owner of the restaurant, it's your sister, right? Yeah. Your sister. Okay. Arată foarte decent, foarte curat, foarte frumos, adică... Mood-ul e cumva de Los Angeles.
Okay. Eu m-am bucurat foarte mult că ne-au găsit acești domni polițiști de cazare la templu, pentru că noi de la un templu veneam. Și n-am apucat să ne bucurăm foarte mult de templul lui Gina, lui Confucius ăsta. Și am zis că ia stai să vezi tu ce frumos o să fii. God. God. Ah, your God. Ah, oh, okay. No, it's not Buddha. No, it's not Buddha. No. No. No, no. Who is this? Who? The name? Qigong. Qigong. Noi ne-am gândit inițial că o să dormim în templu. Ce, aceasta ne bucura foarte tare. Am avut surpriza să primim o cameră, pentru că nu dormeam în templu, ci lângă templu, în incinta spațiului cu templu. Oh, it's perfect. It's more than perfect. It's thank you. Amazing. Yes. Thank you so much. It's amazing. Și am rămas la un fel de hotel, motel al templului. Da. Era pentru pelerinii care veneau să se roage la acel templu. Doamne, foarte bine am găsit. Da. Nimic. Trăiește mare aventura Asia Express pe antena play.ro. Ai episoade integrale fără pauze publicitare.